Una dintre cele două fete va fi eliminată. Așa că încearcă să se antreneze cât mai mult posibil, fiecare în felul ei. Mă trezesc cu gândul de a merge în pădure, să mă plimb, să cânt, așa cum cântam eu când eram mică, în natură, să mă încarc cu energie pozitivă și să scap puțin de emoții. E ciudat să mă pregătesc singură de un meci, pentru că, deși în viața de zi cu zi fac asta în prima parte a zilei, și anume, nu știu, îmi fac tot felul de chestii, îmi fac părul. Pentru mine asta înseamnă pregătirea de meci, făcutul părului, chestia asta. După care urmează partea unde antrenorii mei efectiv mă țin așa ca pe un pui în puf și mă încălzesc, ei se ocupă de tot, de fiecare centimetru din tot ce însemn eu și cred că asta o să-mi lipsească astăzi. Mi-ar părea rău să plec acum pentru că în câteva zile urmează ziua lui Pastramă și el și-ar fi dorit foarte mult să fiu prezentă la ziua lui, însă dacă nu voi putea să ajung și voi pierde la acest duel, o să-i las un cadou foarte frumos. E ciudat să scriu o scrisoare care poate nu va fi citită niciodată sau ar putea fi citită prima. Pentru că nici nu știu, eu sunt genul ăla de om care nu se gândește la un lucru rău pentru că are senzația că va atrage acel lucru rău și mă gândesc mereu la lucruri pozitive pentru că asta îmi doresc să atrag. În drumul către arenă, toți au căzut pe gânduri. Le pare rău pentru Diana și Otilia, dar în același timp sunt fericiți că nu sunt în pielea lor. Îmi doresc să câștige Billy, strategic, pentru că țin la Otilia și pentru că am stat mult timp cu ea. Este o variantă bună, dar în același timp nu-mi doresc să plece nici Diana. Nu mai pot de dragul vostru când vă văd așa senin și plin de energie, deși nu știu exact cum o să fiți până la sfârșit, pentru că avem din nou o seară de duel cu eliminare. Pastramă. Otilia a fost întotdeauna sora ta, așa e zis dintotdeauna. E practic singura femeie din casă căruia nu i-ai făcut avansuri. E adevărat. De ce? Am văzut că e cea mai finuță și cea mai firavă dintre toți concurenții, toți suntem soriți și putem să ducem la fric la orice. Ea a fost, nimeni nu i-a dat nicio șansă de la început. Și uite ce departe a ajuns. Și moldoveanca mea a rezistat, a îndurat. Marius, suntem foarte curioși cum va fi pentru tine de acum înainte, dacă jumătatea ta va pleca astăzi din fermă. Aș lupta de două ori mai mult decât o fac acum, pentru că nu aș mai avea nimic de pierdut. Deși știu că nu are cum să plece, este suficient de motivat încât să lupte și simte asta prin relaxarea mea în momentul de față, pentru că am încredere în ea cum am încredere în mine. Brigitte, Otilia, după cum știi, a tot primit atenție din partea lui Florin. Te vei simți mai ușurată dacă va pleca din fermă? Nu, n-am avut nimic cu Otilia. Adică să mă gândesc măcar vreodată că ar avea ceva, pentru că am înțeles de la început. Nu am înțeles cu Te iubesc, Coniela, dar cu Otilia n-am avut. Am înțeles că a protejat-o tot timpul și nu. Mi-amintesc petrecerea de ieri. Nu, eu nu l-am certat. Chiar nu l-am certat, dar mie... Nu l-am certat, dar a dat sacul Matei. Dar de ce din toți bărbații a dat sacul Matei? Uh-huh. Asta este obsesie de-a ta. Aș propune să chemăm duelistele pentru că abia așteaptă să intre. Sunt amândouă foarte pregătite să lupte și le-aș da șansa asta chiar acum, să intre duelistele. Princess Warrior duce niște lupte pe care puțin le știu și niște lupte care nu se văd din exterior. Pe asta se bazează emoțiile mele, pe luptele mele cu mine mai mult decât pe luptele mele cu adversari. Eu sunt o persoană foarte emotivă și chiar după 4 ani de carieră pot să spun că de fiecare dată am emoții când urc pe scenă. Și mai ales acum când este vorba de o competiție. Bine ați venit! O să vă scap de povara plicurilor. Bună seara! Bună! Iepura și lei în platou. Amândoi leuții au venit. Da, și am găsit și numele la celălalt. Cum îl cheamă? Îl cheamă Tony. Și pe iepurașul tău îl cheamă cum? E iepurașul care ești. Ne-am studiat atent adversara și am aflat că are o slăbiciune, fobia de iepuri. Are o fobie la iepuri. Genial. Așa că am vrut să intimidez puțin. Bravo!
Eu înțeleg cum e cu strategiile astea de luptă, să studiezi adversarul, să-i vezi punctele slabe și să acționezi acolo. Așa că, băi, în momentul în care am văzut chestiuțele alea, mi-am dat seama că e o chestie de strategie. Dar știi cum e, dacă ți-e frică de ceva, până la urmă, atunci îl înfrunți mai tare, nu? Singura parte care nu e amuzantă din situația asta este că la final acest duel e chiar cu eliminare și chiar una dintre voi două va pleca acasă, nu știu care, nu știu cum, probele sunt făcute în așa fel încât să aveți șanse egale. Otilia a ales îndemânare, deci nu vorbim de forță, ci de îndemânare și de determinare și de voință și de ambiție. Suntem în săptămâna mare, așa că aveți probe speciale. Vă rog să vă pregătiți. Când văd atâta ceapă, mă gândesc că poate proba va fi o probă de gătit, așa că am mari șanse să o bat pe Diana. Fiecare aveți la dispoziție câte o catapultă, cu ajutorul căreia trebuie să doborâți ouăle așezate pe rafturile din fața voastră. Ca și muniție, veți folosi ceapa aflată în coșurile de lângă voi. Cine reușește să doboare prima toate ouăle, câștigă proba. Dacă după 15 minute niciuna dintre voi nu reușește să doboare toate ouăle, câștigă cea care a doborât cele mai multe ouă. Ceapa trebuie aruncată doar folosind catapulta. Dacă terminați muniția, puteți aduna ceapa de pe jos. E o probă care nu avantajează pe nimeni, deci mă pot aștepta la orice. Nu mi-e teamă, dar în același timp nici nu pot să spun că plec un pas înainte. Pur și simplu, în momentul de față, șansele sunt 50-50. Bănuiesc că v-ați luat antrenori. Dacă vreți, cum e momentul să-mi spuneți, Diana, pe cine ai antrenor astă seară? Moră e în prima linie. Otilia, cine e antrenorul tău? Smărândescu. Consider că Smărândescu este cel mai priceput în ale sportului din grupa noastră și am mare încredere în el. Fetelor, vă rog să vă pregătiți. Sper să fie niște surprize în acele ouă, măcar. 3, 2, 1, start! Hai, Diana! Concentrare, Otilia! Hai, hai, hai! Mai. Foarte bine că acum își reglează ținta. Am avut eu dreptate că lingura asta uriașă e până la urmă cheia probei, dar nu mă așteptam să fie atât de dificil. În primul rând că nu e calibrată, e prinsă destul de larg și trebuie să o calibrez din mână. Este și Belfița Dărma 4 ouă și ea. Egalitate absolută între concurentele noastre. Hai, Diana! Hai, Diana! Hai, Diana! Așa, da, așa! Hai, Diana! Na, jocinată! Bravo, mă! Moro știe la ce reacționez eu, așa că îmi folosește nickname-ul pentru că știe că sunt tare mândră de nickname-ul ăsta și că încerc tot timpul să-l infiltrez peste tot și toată lumea să-mi zic așa și știe că asta îmi dă încredere în mine pentru că am o coroană de păstrat pe cap și nu-mi permis să-l las în jos. Bravo! Hai, bravo, bravo! Și Otilia a reușit să mai dărâme un nou. Mai aveți 10 minute la dispoziție. Da, bravo. 10 minute. Hai. Mă gândesc să pun cât mai multe cepe, poate așa nimeresc mai multe ouă deodată. Tot așa, bravo. Hai. 8 minute rămase, 8 minute. Hai, fată! Din fericire am experiența meciurilor mele acolo unde am niște oameni la colțul meu care îmi dau indicațiile și cred că asta mă ajută să mă concentrez la ceea ce spune Moro. Bravo, fetelor, amândouă faceți foarte bine ce faceți. Belviță mai are... Au mai rămas 5 minute, 5 minute! Mai aveți 5 minute! Nu am auzit absolut nimic. Brigitte a vorbit prea repede, prea tare, încât nu am înțeles nimic de ce se vorbea în jurul meu. Bagă mai multe cepe, mă! Iară, bagă mai multe cepe! Hai! Bagă mai multe cepe! Iară, mai multe cepe! Ce dracu, la trei, mai multe cepe! Bravo, Billy! Bravo! Una, Diana, hai să vedem și la Otilia. Mai multe cepe! La un moment dat îmi spune să arunc 2 sau 3 cepe, să arunc mai multe. Nici nu vreau să-mi imaginez fața lui Moro, care sigur se crizează pe margine. Hai, Diana, hai, 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 hai
piesa! Nu mai dă la aia! Sus, ia la aia! Un minut! Sper din tot sufletul să nu fie ăsta o ghinionist. Cazi odată! Ia pe toate! Ia cât mai multe! Hai, fetiță! Ce aproape a fost! Hai, Bravo, 15 secunde! 15! Hai! Am câștigat o luptă, dar nu tot războiul. Cred că a fost abia încălzirea și lupta adevărată abia acum începe. Mă aștept la o surpriză în proba a doua, mă aștept la o probă grea, mă aștept la o probă unde din nou șansele sunt 50-50. Mamă, ce emoție! Am avut ceva emoții, îți spun sincer. Dacă nimerea Otilia ultimul șirac din ăla și cădeau toate odată și Diana mai fi rămas cu un singur ou. După 15 minute de luptă extraordinară a celor două fete, bravo! Bravo, iepurașule, bravo, leule! Ați concurat fantastic la această probă. Nu știu dacă sunt mândri colegii mei de mine, sper că nu i-am dezamăgit, dar promit că o să mă revanșez la a doua probă. Învigător la punctetura asta, Belbița 1-0! Veți sta așezate pe un leagăn. Fiecare aveți la dispoziție câte o undiță, cu ajutorul căreia trebuie să pescuiți ouăle unul câte unul. Odată pescuite, ouăle colorate trebuie așezate în coșul de lângă voi. Cine adună cele mai multe ouă în 10 minute, câștigă proba. Undița este telescopică. Puteți să o reglați oricum doriți pentru a vă ajuta. Dacă reușiți să pescuiți un ou, dar vă scapă, pierdeți punctul. Se contorizează doar ouăle pe care le puneți în coș, indiferent de starea lor. Dacă toată lumea e pregătită, eu zic să dăm startul. Cristi, ai onoarea. 3, 2, 1, start! Hai, bravo! Uite-le cum au părit amândouă. Hai, Diana, hai, concentrează-te, e făcut. Otilia, pescui, primul ou l-a scăpat, nu-i nimic. Nu așa, ți-ai să folosești mâine, da? Diana ajunge cu primul ou, să vedem dacă îl pune și în coș. Primul ou îl avem în coș la Diana. Îl arunc pe unul. Va trebui să arunci unul, da. Va trebui să arunci un ou. Când mă mișc cu leagănul, mă ia cu amețeala, sunt puțin speriată. În același timp mă gândesc să nu cad de aici. Băi, trage de ea, trage de ea, nu muta cu totul. Otilia, câte un ou. Hai. Hai mai repede, Diana, puțin. Hai o leacă mai repede, ce face? Nu face. E bun și ăla sparte, în regulă. Și nu-l arunci, perfect. Hai, unul jos, lasă-l jos, bravo, hai. E 4-3 pentru Otilia în acest moment. Au reușit în sfârșit să mai pună un ou. Nu m-am uitat absolut deloc la ceea ce face Diana. Eu m-am concentrat pe ceea ce fac eu și m-am concentrat mai ales la indicațiile lui Smărândescu. Otilia conduce cu un ou în acest moment. Hai, Diana, mai repede. Nu, de ce nu-mi intră? Hai, Diana, trebuie să te grăbești. Ouăle și simt că aici pierd timp. Hai odată, lasă! Nu mai căuta motive, hai! Bravo! Pune-o lateral, nu pune de la... Așa, hai! Aceeași mișcare! Bravo, fată! Avantaj! Diana, focusează-te! Nu știu ce se întâmplă la adversara mea, dar un lucru e clar, la mine nu merg lucrurile bine. Că pur și simplu undița asta mă sabotează. Bravo! Ridică, bravo!
Bravo, hai, bravo, așa, jos, așa. Bravo, din nou, haide. Nu am înțeles nici până acum de ce nu-mi intră ou în coșulețul ăla, pentru că oricât m-aș chinui, efectiv se rotește în continuu, în care trece și trece peste ou mai departe. Hai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bine, Billy! Vreau să iei cu coșul de la Billy? Bine, Billy! Ai fost genială! Stai acolo! Nu știu ce s-a ales de cele două sparte de la Belby, dar am spus că ouăle, indiferent de stare, sunt și ele contorizate. Cristi, putem să le numărăm chiar aici, dacă e în regulă. Tu le numeri partea aia și eu aici. Exact. Cele două sparte nu mai pot să le iau de aici. Deci sunt 39 de ouă la belbiță. 47 de ouă, Otilia. Am avut un avantaj de 8 ouă. Nu știu ce s-a întâmplat, cum am rezistat și mă bucur foarte mult, sunt foarte mândră că am reușit să o bat și eu pe belbiță, măcar la o probă. Otilia a câștigat proba cu ouăle, cu 47 și 39 la belbiță. În acest moment este 1 egal la probe. Mă pregătesc de proba a treia, este proba decisivă. Eu sunt foarte încrezătoare după această probă. Aveți în fața voastră un panou cu 10 categorii de întrebări din care veți putea alege. La fiecare răspuns corect, veți înfinge un cuțit în semnul marcat pe bușteanul din fața voastră. Prima care va ajunge la 5 răspunsuri corecte, câștigă proba. Pentru a alege categoria, vom da inițial cu banul. Apoi, categoria va fi aleasă de concurenta care răspunde corect la întrebare. Pentru fiecare răspuns, aveți la dispoziție 10 secunde. Dacă nu răspundeți în timpul alocat, pierdeți punctul. Dacă cineva vă șoptește, pierdeți punctul. Am ajuns și la proba decisivă. E o probă din celebra Cartea Fermei, bestsellerul Fermei. Am apucat aseară să citesc puțin Cartea Fermei. Nu am avut timp pentru că noi am stat în cocioabă 6 săptămâni, iar când am venit aici toată ziua am avut de gătit, am avut treabă de făcut prin casă, așa că nu prea m-am apucat să o citesc. Diana alege prima categorie. O iau la rând, literatura română. Ok, ai luat-o pe prima, bine. Cum se numește soțul Vitoriei Lipan din romanul Baltacul? A. Ilie Lipan. B. Ovidiu Lipan. C. Nechifor Lipan. Aveți 10 secunde la dispoziție. Ați răspuns amândouă corect. C. Diana. O să merg tot pe literatura. Tot pe literatura română, să bine? Zicem, Doamne ajută că n-am dat bacul de foarte mult timp. Cine a scris volumul Plumb? A. George Bacovia. B. Andrei Mureșan. C. Emilia Papadac Bengescu. Răspuns corect la ambele. Bun. Diana alege în continuare. Doamne ferește, geografia României. Care este a doua minune a naturii din județul Caraș-Severin? Lacul Gozna, piramida de la Reșița, tunelul Dragost.
Răspuns corect, tunelul dragostei Belbiță. Am mers tot pe premiza ce am făcut la școală, dar bă, ăsta cu tunelul dragostei se împice tocmai mie. Eu cred că, nu știu, e pusă cu skepsis întrebarea asta. Nu știu despre tunelul dragostei. Tot Belbița alege. Geografia României. În acest moment, scorul este 3-2. Unde este situată România? A. În sud-estul Europei Centrale. B. În nordul Europei. C. În sud-vestul Europei Centrale. Bine că știți amândouă unde locuiți. Belbiță, te rog să mai alegi o întrebare. Și să mai înfige un cuțit. Pescuit pe râu. Din solzii cărui pește se extrage o substanță argintie, sidefie, essence d'Orient, ce servește pentru fabricarea perlelor artificiale? A. Babușcă. B. Obleț. C. Nemo. Răspuns corect, B. Belbiță. Ăsta e momentul în care zic, prințesa MMA, rămâne fermă. Otilia, ai demonstrat că ești cel puțin la fel de puternică ca o prințesă MMA, ca o luptătoare MMA. Ai avut o rundă în care ai bătut-o pe Belbiță, asta trebuie să-ți rămână ție în cap. Am așa o senzație de tristețe, pentru că știu că trebuie să părăsesc acest loc care am stat atâta timp, dar în același timp mă simt și foarte eliberată, pentru că simt așa cum muzica mă cheamă afară, simt cum fanii îmi întreabă de mine, simt că pur și simplu mi este dor de meseria mea, de familie, de iubit. Îmi pare rău că îi las în urmă, dar în același timp mă simt și foarte eliberată. Eu sunt sincer tristă că a plecat Otilia, dar în același timp mă bucur într-o oarecare măsură că am rămas eu. Sau cred că sunt tristă de ambele părți. Pa. Otilia categoric este un alt om după această experiență și să nu sunt lacrimi de supărare, pur și simplu sunt lacrimi de bucurie că am reușit să trec cu brio peste această experiență și mi-am demonstrat mie că sunt puternică și când voi ieși din fermă, vă promit că voi scoate un hit mult mai mare decât Bilionera. Când am pășit în fermă, am zis clar, eu nu voi rezista aici mai mult o săptămână, cu picioarele înghețate, toată înghețată, vai de capul meu, am zis. Și uite-mă, după 13 săptămâni, venirea mea în această emisiune, de fapt, a trezit în mine din nou acea Otilie luptătoare. Ba mai mult de atât, pot să spun că aici am devenit mult mai rezistentă, mult mai preocupată de ceilalți. Și mi-am dorit foarte mult ca prin această emisiune lumea să cunoască pe Otilia cea simplă, care a pornit de jos, care poate să facă orice, să gătească, să facă curat. Face și mai mâncare, da? Cel mai fericit moment din fermă a fost la ziua Otnielei, când am băut șampanie, am mâncat și am dansat. Cel mai doros să-mi fie de pastramă. El a fost cel care m-a protejat încă de la început și chiar și acum când am plecat n-a uitat să-mi pună rucsacul în spate. El a fost stâlpul meu în această competiție. De fiecare dată că simțeam că cedez, el îmi spunea, Otilia, încă puțin, încă puțin, hai Billy, ești puternică, tu ești bilionera, tu poți. O să-mi fie foarte dor de toate lucrurile de aici și oamenii de aici. Te felicit, Diana. Mulțumesc. Ai rămas în fermă. Și dacă tot sunteți aici, vreau să vă mai dau ceva. Cristi, o să te rog pe tine frumos să te duci să iei ceva de acolo. V-am rugat acum vreo câteva zile să căutați ouăle din curte. Și n-ați găsit chiar tot. Au mai rămas câteva negăsite de voi. O să te rog frumos, Moro, pentru că tu ești fermierul șef, să
Iei ouăle de la Cristi. Mulțumesc frumos. Sunt 4 ouă acolo. Rugămintea mea, Moro, o să te rog frumos să le iei la tine și când ajungi în fermă, când ajungeți toți în fermă, să le dai cui vrei tu. Ok. Vreau să vă văd pe toți când aveți dueluri, că luptați cum au luptat astăseară cele două fete, cum a luptat astăseară Otilia, pe care toți o credeați mai slabă sau care, despre care toți credeați că nu poate să facă un lucru sau altul. Și astăseară v-a demonstrat că aici orice e posibil, depinde cât de tare vrei. E un nou început și va fi un nou început în fiecare zi, până la finalul acestui concurs. O seară frumoasă vă doresc! Mulțumesc!